Salutare, salutare! Ce mai faceți? Eu sunt Bozlăghină Nicolae și acum mă aflu pe A5, merg către Mannheim, mă întorc la firmă Gol. Am descărcat, am avut 8 clienți. Am plecat aseară la ora 23 și mă întorc astăzi pe zi la... este ora 9, mă întorc ori la film. Așa. Și astăzi aș dori să vă vorbesc un pic despre ce probleme am întâmpinat eu când am renovat apartamentul în România. Renovat. Apartamentul l-am cumpărat în 2018, era la stadiu de alb și a trebuit utilat, a trebuit baia făcută toată de la zero, parchet, uși interioare, mobilă și absolut tot. În spate avea un spațiu verde, a trebuit aranjat, terasa acoperită și alte chestii. Așa. Și aș vrea să vă spun ce nu ne-a plăcut nouă în experiența asta pe care am avut-o cu apartamentul. Sau la ce ar trebui să vă așteptați în caz că vreți să renovați un apartament sau să faceți niște lucrări. Noi apartamentul l-am cumpărat, cum am spus, în 2018. Exact când am plecat din Italia și m-am mutat în Germania. Am avut 3 luni libere și în aceste 3 luni am putut să umblu, am căutat, am găsit și am cumpărat apartamentul. În 2019 nu am avut timp să ne ocupăm, să-l renovăm, să-l terminăm din alte motive. Fratele meu avea nunta, mi-am luat concediu când avea el nunta, atunci era în septembrie, copilul nu avea vacanță, abia cu greu a reușit de am luat 3 zile libere de la școală, de vacanță și am fost foarte puțin în țară și n-am avut timp în 2019. În schimb, în 2020, anul trecut, am luat o lună de zile, în iulie, luna lui iulie, din 3 în 30 iulie și ne-am ocupat de apartament. Așa, deci noi, eu trebuia să termin apartamentul pe care îl aveam în Sibiu, un apartament de 55 de metri pătrați, 60 undeva aici, și la Timișoara, apartamentul unde soția mea a copilărit, apartamentul socrilor mei, trebuia refăcută baia. Aceste două lucruri trebuiau făcute. Și ne-am dus, am plecat din Germania cu 16.000 de euro. 16.000 de euro, mi-aduc aminte că în prima zi când am mers în țară, povesteam cu fratele meu și eu mă dădeam cocoș că o să-mi ajungă banii, că o să fac, am 16.000 de euro, că trebuie să mai și rămână. Fratele meu spunea, mai vorbim după ce termin apartamentul. Nu vorbi acum, vorbește la urmă mai bine, că nu știu ce. Și au avut dreptate. Când am terminat concediul și a trebuit să vin înapoi în Germania, am mai împrumutat de la el vreo 700-800 de euro și pe urmă de aici am trimis pentru mobilă, pentru alte chestii, încă o grămadă de bani. Undeva la 21-22.000 de euro, amândouă, deci și apartamentul la Sibiu și baia la Timișoara și, bineînțeles, cheltuielile noastre. Drumul, motorina, mâncare, am mai luat haine, cine lucrează în străinătate știe ce se întâmplă când mergi în România, în concediu. Cumperi o haină, mai cumperi una alta, pașapoartele la copii au trebuit făcute și așa mai departe. Dar cu totul v-am spus, cam la suma asta se adună. Așa, și acum aș dori să vă spun cam ce nu ne-a plăcut nouă, ce nu ne-a plăcut nouă în România sau ce mentalitatea care au unii oameni în România în experiența asta cu renovat, cu construcțiile, cu amenajarea interioară. Vreau să vă spun că
La urmă a ieșit foarte bine apartamentul și la Timișoara și la Sibiu. Nouă ne place foarte mult și la toate persoanele care le-am arătat le-au spus că este foarte frumos, că le place, că a făcut o treabă bună, dar am avut și multe, multe peripeții și neplăceri. În primul rând, meseriași, nu știu acum, 2021, dar în 2020 erau foarte scumpi și pe lângă că erau foarte scumpi, nici nu-i găseai, nu găseai, deci toată lumea avea de lucru, trăgea de ei, ai vinul, nimic, deci nu... Aveam un prieten în Alba, zicea, unde găsești tu meseriași de pe o zi pe alta, de pe o săptămână pe alta, când eu aștept de jumătate de an să vină meseriași și să facă o lucrare. În fine, până la urmă am avut noroc, am vorbit cu cineva, mi-au promis că vine să vadă lucrarea, să-mi spună dacă se apucă, nu mă mai suna, nu mai... După două zile am sunat eu, îmi spune că stai că acum sunt la fân, te termin fânul de adunat, vin și vedem și nu m-am mai sunat, în fine. Între timp eu am vorbit cu altul care îl cunoștea, se cunoștea, zice dacă nu vine ăla, vin eu, îl sun pe ăla, băi, ăsta nu vine, vii tu, ce faci? Stai să vorbesc cu colegul meu, să vedem, să nu știu ce. O mai trecut încă o zi, nimica, nu mai sunam, o sunat în cealaltă zi, seara, când deja eu am găsit. Între timp fratele meu s-a interesat la colegii lui de servici și o găsim pe cineva care a zis că are timp, vine, face, nu ia nici mult, la metru pătrat și așa mai departe. Ok. Vorbim, vine domnul, ne spune și eu fac astăzi marți, joi, vin, mă apuc, până sâmbătă, gata, tot fac. Bun, zice, și pe urmă mă întreabă, aici nu trebuie să sugrăbești. Zic, ba da, uite, am luat materialele, am lavabilă, mâine m-a făcut trafaletul și sugrăbesc. Am zis că sugrăbesc eu, bă. Asta mă pricep și eu. Îmi spune, uite, nu vrei să facem noi cu pompa o lucrare mai finuță, mai altfel, cu pompa când împrăște vopseaua frumos, uniform. Și poate, da, cum să nu? Stabilim prețul. Bun, am rămas așa. Parchetul, montează și parchetul. Ușile, nu vrei să le monteze eu, că le monteze extra, la bolobog, la... Bun, ok, ușile, bravo. Facem un preț, stabilim prețul, ok. Și așteptăm să termine. Acum, noi, asta a fost marțea, luni, noi deja, luni dimineața, după masă, am mers la Dedeman și am început să căutăm materiale, să le cumpărăm, să facem, să avem materiale, să nu pierdem timp. Deci am mers luni după masă, când s-a schis Dedeman, am plecat, pe urmă, am mers a doua zi la 11, deci am mers a doua zi la ora 11, eu, soția și fratele meu, și am ieșit la ora 5 din Dedeman. Am reușit de a ieși cu materialele, le-am dus la sectorul de transport. Am plătit 115 milioane. Prima zi, 115 milioane, lei vechi. Eu vă vorbesc în lei vechi pentru că nu sunt familiarizat cu ronii. Sunt plecat din 2009 din țară, înainte să se schimbe... să se taie zerourile, să apară lei ăștia noi și nu mă prea, nu mi-l îndemână să fac conversia. Deci am plătit 115 milioane, dintre care au făcut și reducere, am avut și reducere, cred că vreo 7 milioane, 8, nu mai știu cât în fine. Acum, aici la Dedeman, aș vrea să vă spun un pic ce nu mi-a plăcut mie la Dedeman. În primul rând, la sectorul de sanitare, deci ce trebuie în baie. Noi doream să cumpărăm chiuvetă, mască de chiuvetă și dulap care se montează deasupra chiuvetei. Probabil îi spuneți la boară sau în fine, eu zic chiuvetă. Deci, erau expuse o grămadă de chiuvete, o grămadă de modele, de articole. Mergem, îl chemăm pe băiatul de acolo și îi spune, uite, am dorit chiuvetă de 60. Păi de 60 lățime avem asta, asta, asta și asta. Bun, noi am dorit asta. Asta să vedem, nu este pe stoc. Bun, ok, cealaltă aveți? Nu avem nici pe aia pe stoc. Cealaltă, până la urmă, nu știu, hai, asta, o luăm pe asta, aveți pe stoc? Nu avem nici pe aia pe stoc.
Deci ne-am învârtit, ne-am zis, bă, cu creierii, cum să facem, ce să nu. Până la urmă am luat ce am găsit, pentru că eram presați de timp, trebuia să termină, în fine. Nu vă mai spun că pe urmă, următoarea săptămână ne-am dus la Timișoara, când ne-am întors următoarea săptămână, i-am dat-o fratelui meu și am cumpărat alta, că nu ne-a plăcut. În fine, deci nu. A venit și următoarea săptămână nu exista, deci toate trei modelele nu avea modelul ăla. Bun, niciun, nu era peste. Pe urmă, am cumpărat o chiuvetă simplă, am zis că îi facem noi, băiatul cum o vrea, ne facem masca de chiuvetă din MDF, până la urmă am spus că nu merită, nu facem, nu s-apucă. Am dus înapoi și am cumpărat, am găsit cumva, după ce am umblat, ne-am căpiat, am găsit, cred că la Reloament sau la Horbach, nu mai știu sigur, în fine, de-am găsit cât de cât ce ne-a plăcut nouă. Dulapul de deasupra, de chiuvetă, nici nu am mai luat dulap, pentru că nu am găsit ce ne plăcea, am cumpărat un... Am găsit o oglindă foarte frumoasă pe etajere și am pus o oglindă, sigur. Bun. Asta una la mână. Deci sunt o grămadă de articole care nu le au. Deci sunt expuse acolo și nu le găsești. Deci nu sunt pe stoc. Când îi întreb când, dacă comandăm, când ajunge, nu se știe. Poate să dureze 3 zile, poate să dureze 2 săptămâni, poate să dureze o lună, nu se știe. Deci asta e răspunsul clasic. Ne trebuia soluție de îndepărtat kit de grese și faianță, kitul dintre rosturi, de grese și faianță. Mi-au spus meseriașii, deci este soluție, la TDM asigurau și aia e foarte bună. Aveam nevoie pentru terasă, era groaznic era. În fine, deci 3 săptămâni la rând de câte ori am mers acolo, am întrebat, nu a ajuns, trebuie să ajungă, nu a ajuns. Și trebuie să, cred că 2 săptămâni cel puțin, răspunsul era nu a ajuns, nu a ajuns, nu a venit. Până la urmă, când am mers la Timișoara de a cumpăra materiale pentru baia la apartamentul celălalt, am găsit într-unul din DDM, că Timișoara sunt două, și am luat-o, n-am mai stat, gata, o luăm, am luat-o și am dus-o la Sibiu. Pentru că dacă nu, nu mai găseam. Bun, pe urmă. Ce nu mi-a plăcut? Chiuveta, iarăși, chiuveta de bucătărie. La urmă, când am terminat de tot, băiatul cu mobila o căutat, ne trebuia o chiuvetă cu scurgătorul îngust. Scurgătorul mic, ne trebuia o chiuvetă mică, nu mare, nu aveam loc în bucătărie, ca să nu lovească în plită. Și spune, uite, du-te la Dedeman, că aici am văzut modelul ăsta și vine perfect aici la noi. Merg acolo, găsesc chiuveta, chem pe cineva, nu mă supărați, aș dori chiuveta asta, aveți pe stoc. Zice, mă întreabă, e pentru blat sau pentru mască de chiuvetă? Pentru blat. A, nu, zice, toate chiuvetele care sunt afișate aici sunt pentru mască. Mă uit și-o mai bine, dar într-adevăr erau pentru mască, adică stilul vet, mască de chiuvetă. Bă, frate, în fine, încep să caut. Deci am mai căutat încă trei modele de chiuvete care erau un pic mai mari, dar care puteam să fac treaba cu ele, nu erau pe stoc. Deci nu erau pe stoc. În fine, până la urmă am luat ce altceva care era mai mare, îl chem pe alt coleg de-a lui, că e deja tot timp. Băiatul ăsta s-a dus de acolo, avea altă treabă. Vine alt coleg, îl întreb, domne, uite, aveți modelul ăsta? Se uită, nu-l avem nici pe ăsta. Și atunci i-am spus, domne, dar am căutat modelul ăsta, care era la arătat prima chiuvetă. Am căutat modelul ăsta, nu aveți, am căutat ăla, nu aveți nici pe ăsta ar fi fost bun, dar zic, e pentru mască de chiuvetă, e pentru blat, mie îmi trebuie pentru blat și restul nu le aveți. Zice, nu, ăsta e, modelul ăsta nu e pentru mască de chiuvetă, e pentru blat. Pe cum colegul dumneavoastră mi-a spus că toate care sunt expuse aici în porțiunea asta sunt pentru mască de chiuvetă, nu sunt pentru blat. Da, toate în afară de aia, îmi spune. Ha, mai pot. Și o aveți pe stoc. Era 100% convins că nu are pe stoc. Bine, înapoi nu avem pe stoc. Bun, puteți să mă dați pe aia care e expusă sus. Da, putem. Și norocul meu a fost că mi-a dat-o pe aia, era în regulă, nu era lovită, nu era nimic, cu scurgerea cu tot și am reușit de... am luat. Deci, iarăși, în nebune. Încă o treabă, deși sunt o armată de angajați la DDM, de câte ori te duci la sectorul cu parchet, cu grese, cu faianță, cu, la instalații sanitare, la unde te duci, la scule, trebuie să aștepți. Ori nu e niciun angajat în sectorul ăla, întreb pe cineva, vine colegul imediat, colegul nu o să vină, ori este cineva care e ocupat tot timpul, are pe cineva
un alt client care trebuie să servească și trebuie să aștepte. Deci asta iarăși. Pe urmă, ce nu m-a mai plăcut, adică știam că dacă cumpăr peste 15 milioane, am transportul gratis. La mine, v-am spus, prima zi au fost 115 milioane. Strada la dreapta, deci nu să puneam problema la transport gratis. Am dus în sectorul la transport marfa, am luat ce-a fost mai mărunt, pus în mașină, restul cu palețe, cu faianță, cu trese, cu adeziv, cu parcheți și alte chestii, le-am lăsat să le aducă băiatul de la transport. Bun. Vine cineva, preia marfa și îmi spune mâine după masă o să vină, ok, dar zice, ar fi bine să plătiți 35 de lei, 35 sau 45 de lei, cred că 35 de lei. Pentru ce? Nu-i transportul gratis. Ba da, este gratis, dar știți, ca să vină să vă aducă cu o camionetă care are trapă, să descarce cu transpaletul, pentru că altfel vine cu microbuzul și trebuie să descărcați la mână și trebuie să aveți mulți oameni, pentru că șoferul nu poate să stea mult după dumneavoastră și nu știu ce. Adică după ce am plătit 115 milioane dintr-un foc, pe urmă, aia a fost doar prima zi, pe urmă, pe Timișoara, la Dedeman, la amândouă Dedeman, am lăsat undeva următoarea săptămână, cred că la 50 de milioane, peste 50 de milioane, în materiale și pe urmă, în Sibiu, când ne-am întors iarăși, va 5 milioane, 10 milioane, 2 milioane, deci o grămadă de chestii, așa, care nu le-am mai pus la socoteală. În fine, deci am plătit 115 milioane și îmi spune că trebuie să mai plătesc 35 de lei, 350 de lei, de 350 de mii. 35 de lei trebuie să mai plătesc ca să mi-aducă cu... Ei nu puteau să aducă cu tuba, cu trapă din prima, deci aia costă mai mult, are diamant. În fine, deci asta mi s-a părut foarte jenant, în fine. N-am mai zis nimic, am plătit, o venit, m-a descărcat și asta e. Încă o chestie care nu m-a plăcut, care iar am înnebunit. În Timișoara, mergem în Timișoara, acolo baia era îngustă. Am decis să punem o cadă transversală, de-a lat, în capătul băii. Am măsurat, instalatorul spune baie de 1,60, deci e cea mai mică mărime la baie, 1,60, și sunt de 1,60. Deci cumpărăm baie de cada de 1,60, o cumpărăm. Bun. Mergem la Dedeman, întrebăm, aveți cada pe lângă alte materiale ce am cumpărat, în fine, bine că ne-am dus, am ales gresia, aveți modelul ăsta, da, avem, avea numai jumătate de model. Celălalt de jumătate mergem și luăm de la alt, de la celălalt. De la celălalt Dedeman, brâurile iarăși avea jumătate loc de dincolo, în fine, nu mai zic nimic. Dar cada. Și aveți cada de 1,60. Da, avem două modele. Acum luăm unul, avea costa 5 milioane și ceva, unul 7 milioane parcă. Cum noi, zicem ăsta, parcă era mai frumos cel mai ieftin, care i-a costat 5 milioane. Sta să mă uit să văd dacă este pe stoc. Se uită în calculator, zice, mai este una pe stoc. Mă bucurie pe noi că n-am auzit, băi, frate, Doamne ajută, rezolvăm, nu mai umplu. Vine înapoi, nu putem să o vindem pentru că este ruptă. Deci, aia de aia era pe stoc. Ei aveau una pe stoc. Aia era în calculator băgată pe stoc, dar aia era ruptă, era spartă. Din cauza asta nu puteau să o vândă. De aia exista pe stoc. Aia, bun, în fine. Puteți să vă uitați dacă este în partea cealaltă, în calea șacului. Da. Se uită în calculator. Da, ei au, zice, ei mai au pe stoc. Bun. A doua zi mergem să luăm restul de faianță și de grese de dincolo, de la celelalte de mani. Mergem repede să întrebăm de cada de baie. Iarăși, da, avem una pe stoc, mai avem una pe stoc. Ah, Doamne, ajută, iarăși bucurie pe noi, speranțe. Vine înapoi, putem să o vindem pentru că este rupt paravanul. Este rupt paravanul și nu putem să o vindem. Bun. Ce facem? Întrebăm celălalt model, că și dincolo avea tot două modele. Celălalt model care era mai scump, aveți? Da, avem una pe stoc, sta să vedem, merge, nu putem pentru că e zgâriată rău, nu putem să vorbim. Bravo. Deci ei țineau așa pe stoc. Erau o bucată pe stoc, dar erau rupte și una și alta, deci nu puteți să vedem.
Bun. 700 acum de metri, ne întoarcem înapoi la dreapta, la apoi, unde am fost înainte cu o zi, la dedemanul celălalt. Pentru că ne-au spus că cealaltă mai scumpă o au peste-o. Mergem acolo, ok, putem să luăm pe cealaltă baie de 1,60, cadă de 1,60, pentru că dincolo n-am găsit. Da, se duce, se uite, nu se poate pentru că e deteriorată și asta. Mamă, deci am umblat după cadă de 1,60 și ne-au sărit-o. Nu vă mai spun că ne-am dus la... 300 de metri, irați la dreapta, apoi la Leroy Merlin. La dreapta. Da, cred că la Leroy Merlin. Așa. Am găsit cadă de 1,60, expusă, avem pe stoc, da, cum să nu, nicio problemă. Aduce, irați o luăm dreapta, când să am plătit-o, când să plec, mă uit. Era înfoliată, în partea de sus era zgriată folia. Dar era zgriată prin folie și era zgriată și cada, deci avea zgrietură mare. Mergem înapoi, hai, mai avem alte, ne uităm, deci toate care le aveau, le-au pus una în alta, câte, nu știu, nu pot să înțeleg. Deci au pus căsele de baie, sau cadele de baie, fiind. Le-au pus una peste alta, una în alta și s-au zgriat una pe alta, chiar dacă au avut folie. Folia aia de nylon era foarte subțire. Deci, crimă. Până la urmă am găsit, până la urmă am luat-o ca să nu mai umblăm, după ce am umblat și la Horbac și peste tot și nu aveau, am luat-o pe cea tot pe, de la Reloa Merlin, cea care a fost scriată cel mai puțin, un pic, care era cea mai puțin scriată. În fine, am făcut compromisul ăsta. În 800 de metri, și cam asta, deci asta nu. Și ar mai fi ele de mai multe chestii care le-am uitat după, de atâta timp le-am uitat, dacă era să mă întrebe cineva atunci, cred că i-aș fi spus o grămadă de lucruri care nu ne-au plăcut. Bun, pe urmă, un alt lucru care nu ne-au plăcut în România, în 500 de metri, nimeni nu-și respectă promisiunea, nimeni nu-și respectă cuvântul dat, spune că ți-aduce ușile marți, la marța care vine, adică de azi într-o săptămână, și nu vin ușile, le aduce joi după ce sunt uși marți și miercuri. Le aduce joi. Bun, meseriașul care v-am spus, o montat la parchet exact în living, în mijlocul livingului, două sau trei lufturi, adică două sau trei spații mai mari între parchet, pe capătul la parchet unde se unește parchetul, pe capăt, exact era acolo. Nu, ori lăsat două, trei lufturi, dar nu s-au nimerit în, v-am spus, sub mobilă sau în dormitor unde mai pui o canapea, mai ceva sau pe o marge. Nu, exact în mijloc și așa le-a lăsat. Deci așa le-a lăsat. Cu luft. Bun. Pe urmă... Într-un kilometru și jumătate, virați la dreapta. Încă o chestie. O tot amânat. O prima săptămână o lucra până sâmbătă, cum am spus. A doua săptămână o zis că când o să vină ușile, mi-au spus, când vin ușile, venim și terminăm și ce mai este de terminat și montăm și ușile. Bun. Până la urmă am sunat joia, uite, astăzi vin ușile. Ok. Zice, dacă astăzi vin ușile, mâine vin. A doua zi dimineața mă sună, Nicule, nu te supăra, nu pot să vin. Pentru că inginerul vine pe șantier, trebuie să fiu, că altfel vin de pro. Deci el, practic, avea niște șantiere mult mai mari, complexe, niște clădiri de făcut de la zero și aici la mine era un ciucu când putea să scape de acolo, de pe șantier sau cum putea să se rupă o zi sau să ia un om cu el să lucreze, ăsta era un ciucu ce făceam. Și lucrul l-a făcut pe fugă și când faci lucrul pe fugă, pentru că n-ai timp, nu ia să vin. Acum, pe stilul gresie și faianță era asta, adică ca și Miyagi-san cu stilul șarpele și cocorul. Ăsta, pe stilul gresie și faianță, nu avea adresare, era foarte bine, deci mi-a plăcut. Baie, n-avea ce să-i reproșesc. Dar, v-am spus, la parchet, lufturi, exact în living, pe urmă, ce nu m-a mai plăcut. Virați la dreapta. Ușile le-au montat sâmbăta. După ce au montat sâmbăta ușile, se închideau, într-adevăr, frumos. Parchetul, iarăși, la uși l-au întrerupt să pune în plintă, deci nu au unit.
Am spus că dacă unea nu ajungea parchetul. Doamne, dacă nu ajungea, mă sunai pe mine. Eu spuneam, du-te și mai cumpără două cutii din ele și stăteam panic. Oricum am mai cumpărat materiale și i-am dat restul de bani, un silicon sau ceva. Sau cumpăram eu astăzi și terminam. Adică făceam un lucru ca lumea. Dar nu pentru că... nu știu ce. Așa au făcut. Când am venit, era toată casa... era toată casa pusă parchet și n-am mai putut să mai fac nimic. Asta e. Pe urmă. Pe urmă ce nu mai... nu mai fost ok. Îmi spune să cumpăr plintele. Am cumpărat plintele ca să le punem la uși, să acopere spațiul de la parchet. Eu am cumpărat plinta cea mai lată pentru că atât am știut, n-am știut. O monta plintele. Eu m-am întors de la Timișoara cu soția și mă duc să închid ușile, două uși nu se închideau. Deci pur și simplu se închideau, lovea ușa în plinte. Și mergem, îl căutăm, trebuia să-i mai dăm niște bani și îi spune, ne face calculul imediat și îi spune 7 milioane. Îi spunem ok, dar dumneavoastră ne-a spus că pentru trepte ne-a mai făcut și două trepți frumoase în terasă. Ați ajuns la destinație. Destinația se află inițial ne-au spus că nu ne ia bani pentru el. Pe urmă, 5 milioane au costat două trepte. Doar manopera, materialele le-am cumpărat eu. Bolțari, crese, faianță și așa mai departe. Bun. Pe urmă, doar pentru bucata de la mobilă, care vine pusă între partea de jos și partea de sus de la mobila de bucătărie, deci trei rânduri de faianță, 2 milioane. Aia era tarifă. Bun. Pe urmă, i-am dat banii, dar îi spun, domne, uite, nu se închid ușile. Ce facem? Ai montat ușile? Da, ușile nu se închid, două uși. Și spune Nicule, bacă două șaibe sub balama, să se ridice un pic, să treacă peste plintă. Bacă două șaibe sub balama, să se ridice, să poată închide. Deci eu să bag două șaibe sub balama, eu îl plătesc pe el să monteze ușile și pe urmă eu. Păi bun, și dacă nu funcționează, venim cu flexul și tăiem din uși, nu-i problemă, se rezolvă. Deci o rezolva problema. Asta a fost răspunsul. Pe urmă, domnul cu ușile, ne-a fost recomandat tot de meseriașul cu gresia și faianța și mergem, îl căutăm unde avea magazinul, era închis. Eram acolo la ora 9, programul începea de la ora 8:30, 9, în fine, era închis, îl sunăm, aveam numărul, scria și numărul pe ușă. Ne spune, în 20 de minute vin. Bun, așteptăm jumătate de oră, vine. Deci, omul ăla, practic, trebuia să scoți vorbele cu cleștele din gură, trebuia să îi le scoți. Abia vorbea, nu era un pic vesel, nu să facă o glumă, să nu știu, vânzătorii așa sunt, dar... nu știu cum vindea, nu pot să înțeleg. În fine, abia nu sugera, uite aici, deci tu când ești client, tu nu știi, nu ai de unde să știi multe chestii. Tu vrei să iese frumos, dar nu știi ce vrei. Ar trebui să te ajute el să te îndrume. În fine, până la urmă stabilim un model de uși cu mânere, cu clanțe, cu tot ce trebuie, ne face prețul. Costa undeva la 11 milioane ușă, cu clanță, cu mânere, cu tot. Bun. Din cauza că nu ne-a plăcut persoana respectivă, soția a zis, hai să mergem să mai vedem și în alte părți, pentru că nu suport pe omul ăsta. În fine, mergem, ne mai uităm, mergem la alt magazin, era închis, și mergem la alt magazin. Acum, magazinul ăsta ne-am învârtit, cred că 5 minute să-l găsim, era undeva între blocuri, nu tu reclamă, deci sistem românesc. Pune, frate, o reclamă în strada principală să te găsească omul, dacă tot ești băgat între blocuri. Să te găsească ușor. În fine, îl găsim. Am intrat, mi-am dat seama că am uitat telefonul, zic, stai că mă duc după telefon, că acolo aveam dimensiunile la uși și cubloarea la parchet și alte chestii. Să alegem uși. Când vin înapoi, după un minut, soția spune, hai să mergem, că aici nu facem treabă. De ce? Păi, zice, aici nu... În fine...
Același model de uși, practic, erau mai scumpe cu vreun 1,5 milioane decât dincolo și îmi spune doamna de acolo că din momentul când faceți comanda, durează 3 luni. Deci 3 luni durează până îți ajung ușile, după, din momentul în care le plătești și faci comanda. Și i-am spus, doamne, dar trebuie să fac comandă la uși înainte să mă apuc să sap fundația la casă. Dacă eu îmi fac casă, înainte să-l pun pe ăla cu stivitorul să sape fundația, eu trebuie să dau comandă la uși? În fine, domne, vin din Polonia, sunt ceva, nu știu ce, și durează mult și asta e. Bun, în fine, am plecat de acolo, am ieșit repede, l-am sunat tot pe prietenul nostru, Fericitul, și spune, domne, uite, ne-am hotărât... Puteți să veniți să luați măsuri. Vine, ia măsuri, îi dăm jumătate, mai mult de jumătate din bani, 3 sferturi, și ne spune că marța ce vine. V-am spus, marța ce vine, peste o săptămână, toată ziua nu sună nimeni, sunăm noi după masa. Alo, suntem cu tare, cu tare, așteptăm ușile, ce face? Da, au ajuns, dar mâine vin cu ele. Bo, lăsăm așa. Miercuri, iarăși, nu sună nimeni, sunăm noi. Miercuri după masă. Domne, sunt băiatul cu tare, am vorbit ieri, ne-a spus că astăzi aduceți ușile. Da, știu că am spus, zice, știu că am zis, dar nu pot, astăzi mâine, deci, în fine. Și până la urmă ne-au adus joi. Ne-au adus joi, sâmbătă, când v-am spus că și meseriașul m-a amânat de, o zis că vine vineri, vineri n-a putut, o veni sâmbătă, sâmbătă când mergem, le dăm bună ziua, ce faceți, merge treaba, noi pe acolo, nu știu, optimiști, zâmbeam, adică na. Aveam o atitudine mai veselă, ei ziceau că le-o, nu știu, le-o murit pisica la toți, atâta o apucat să zică bună ziua și atâta, nu zicea nimeni nimic, zicea că, nu știu, i-am tranșat, nu știu ce i-am făcut, i-am adus cu arcanul să lucreze, în fine. Și îmi spune că nu sunt pervazele la geam, trebuie să zidim, trebuie să faci, bă, stai un pic, cum să zidești, ce să faci? Nu sunt pervazele la geam, acum e gata, că ușurile, stai mă omule, îl sun repede pe prietenul nostru. Domne, dar nu ne-ați adus pervazele, nu pervazele, extensiile. Bun, extensiile, cum nevoia se numesc ele, dar nu sunt, unde sunt? Veniți la mine în 15 minute la magazin și vi le dau. Deci, nici mă scuzați, nici am uitat, nici nimica. Deci, ăsta e comportament de vânzător. Du-te, bă, frate, și fă o școală de, nu știu, fă un curs de vânzări sau pune pe el cineva care știe să vândă. Dar, v-am spus, nu aveam timp să umblăm, nu... nu am găsit, unde am umblat, nu am găsit mai condiții mai bune și asta e. M-am dus cu mașina mea, le-am adus cu mașina mea, nici bună ziua ne-am dat. O venit dimineața, au zis bună ziua, n-am spus nimica, mi-au dat alea, extensiile le-am pus în mașină. Când au plecat mi-au spus bună ziua, iar nu i-am spus nimica și am plecat, deci îmi venea să strâng de gât. Pe urmă. Altă chestie, meseriașul nostru care ne-a făcut baia îmi spune că are pe cineva care montează sanitarele, obiectele sanitare în baie. Acum noi îi spuneam, hai, spune să vină, cât costă? A, nu costă chiar așa, ce? Vreo 3 milioane, cam așa, 3 milioane jumate. Bun, spuneți-i să vină, bună. Pe urmă, tot l-am bătut la cap vreo 2-3 zile, îmi spune, ăla nu mai vine, n-are timp, nu știu ce, stai cam pe altul. Zic că, deci ăsta e mai scump un pic, dar, pe bun, și cam cât ar lua? Păi undeva la 4 milioane jumate, maxim 5. Bun, spuneți-i să vină. Vină meseriașul ăsta, noi între timp v-am spus, noi am lucrat și la Sibiu, dar și la Timișoara. La Timișoara am mers și am demolat, o trebuie să demolăm tot ce a fost în baie, pentru că meseriașul care am vorbit cu el, nu, o zis că el nu demolează, doar montează, e meseriaș, și o trebuie să cumpărăm materialele, să fie cumpărate. Eu am lăsat pe cineva care, atunci când vine meseriașul, să deschidă și să se apuce de treabă. E, noi făceam undeva între Sibiu și Timișoara, tot așa. Când ne trageam de la Timișoara, era meseriașul în Sibiu, în baie, care monta sanitarele. Într-adevăr, a fost de lucru, a avut, așa, o trebuie să toarne sub cadă bolțari, să-i zidească, să facă suport, în fine. Și întrebăm, nu era gata, mai avea și a doua zi de lucru. A doua zi era ultima zi, noi a doua zi plecam deja în Germania, erau terminate. Și întrebăm, domne, dar cam cât costă? Păi, zice,
așa face calculul, aia cam la 10 milioane manopera plus încă 1.700.000, am mai luat un robinet, un silicon și așa, bun. Nu e că n-am auzit, două, dar cum? Meseriașul, prietenul dumneavoastră, ne-a spus că undeva la, hai, 4 milioane, 5, dar s-a enervat omul, ne-a spus, bun, dați-mi cât vreți, că trebuia să negociați. Da, așa era corect, trebuia să mă sunați. Domne, ați văzut lucrarea? Uitați, atâta costă lucrarea asta, mă apuc sau nu mă apuc? Așa era corect. Bun, nu mă sună nimeni, s-o apuca, în fine. Nu mai zic nimic. Chestia a fost că ei știau toți că am venit din Germania. Credeau că aici, în Germania, nu știu, am găsit ceva aur, lucrez în ceva mine de aur și am o căruță de bani. Și, ce, nu știu, în fine. Până la urmă, o rămas așa. Ne-am informat pe internet, m-am uitat la firmele autorizate care vin și montează și dau garanție. Tot cam acolo costa și am zis numai, a doua zi dimineața când a venit el și un băiat, i-am spus, domne, fă lucru ca lumea, pentru că banii o să ți-i dau cât mi-ai cerut, atâta îți dau, nu-i problemă, dar fă lucru ca lumea, să iasă ca lumea. Bun. Acum, meseriașul ăsta, iarăși, noi am stabilit în baie cam unde e locul, la chiuvetă, la toaletă, la bideu, la mașina de spălat, la cadă, la tot. Venim, când venim din Timișoara, era pusă doar masca de chiuvetă și chiuveta pe perete. Ne uităm noi, am pus, toaleta era pusă și ea, dar nu era fixată, bideul la fel, ne uităm, băi frate, dacă noi punem mașina de spălat, pur și simplu se lipea de bideu, nu puteai să stai pe bideu și... Trebuia 10 cm chiuveta mai în dreapta, mai către toaletă, pentru că era loc. Și când vine, îi spune, doamne, dar de ce n-ai spus? Păi, nu i-am pus aici la mijloc, nu știu ce. Deci, răspunsul clasic, eu pot să o mut, o iau de aici și o mut 10 cm, dar rămâne gaură. Deci nici mă scuzați, nu m-am gândit, nici nimica. Bun. Așa au făcut, au mutat, au rămas găurile care ne-a chinuit să le astupăm cu suport de prosop și alte chestii. În fine. Nu mai zic nimica. Adică s-a lucrat nu un pic de gândire, nu un pic să... Nu-l interesa dacă poți să stai pe bideu sau nu. Nu știu, alte chestii... Ce să mai zic? Cam atâta. Bine, nu mai mi-aduc multe aminte, dar foarte multe am avut. Foarte multe nu ne-au plăcut. Domnul cu jaluzelele. Deci, vine domnul cu jaluzelele... Măsoară tot cât costă. 1050 de euro. Deci asta lucra în euro. 1050 de euro. Deci nu lei, euro. Bun. Stabilim aici la balcon și la dormitor electrice, dincolo la geamurile mici manuale, în fine, 1050 de euro. Îi plătim, nu știu cât i-am dat, în fine, restul când termină lucrarea. Și ne spune, în două săptămâni vin jaluzelele. În două săptămâni le montăm. Bun. Trece o săptămână jumătate. El mi-a spus în maxim două săptămâni. Adică se poate să vină și mai repede. Că jaluzelele vin din Germania, că nu știu ce, m-au aburit el pe mine. În fine. În maxim două săptămâni, zice, le aveți. O trecut o săptămână jumătate, eram în Timișoara, eram cu demolări pe acolo, îl sun. Domne, ce face? Ori venit, dar nu venit, nu știu ce piese și trebuie să mai vină de la București și nu știu cum. Mai așteptăm. În fine. Sun iarăși vinerea. Domnule, ce facem? Păi că o venit, dar nu știu când vin, că nu știu când o să vin. Că... Păi v-am spus că două săptămâni. Spune, dar v-am spus că două săptămâni. Ok, bun, mi-ai spus că două săptămâni. Uitați, luni sunt două săptămâni de când am vorbit. Înseamnă că luni veniți și le montați, nu? Deci am tăiat-o din scurt. Cumva au zis, da, vin. Bun, nu mai avut ce să facă și abia atunci o venit și le-o monta. Deci tot cu insistențe, tot cu... Deci nimica nu nimeni nu-și respectă cuvântul. Dacă îmi spune, vine atunci, în data de, să vină. Nu, foarte... Nu știu. În afară de băiatul cu mobila, trebuie să recunosc, băiatul care mi-a făcut mobila, n-am avut ce să-i reproșez, a făcut și lucru ca lumea, a lucrat încet, dar a lucrat foarte bine și mi-a plăcut ce a ieșit. Probabil o să vă pun și vouă un filmuleț cu apartamentul să vedeți și voi cum a ieșit, să vă dați o părere. În afară de băiatul ăsta, cred că, nu știu, n-am... Cu cine am vorbit, n-o respect... Ce să... Înainte de băiatul cu mobila, tot așa, ni l-a recomandat
meseriașul nostru cu gresia și faianța și ne-a spus că e un băiat foarte bun, într-adevăr extraordinar. Noi am mers să căutăm mai multe variante, niciodată nu trebuie să iei doar varianta asta și să mergi înainte. Am mers și acolo și acolo și mergem să căutăm în Ciznădie. Băi frate, era acolo pe internet, avea pe site fabrică de mobilă, face mobilă la comandă, face în direcție. Mergem acolo, era un gutter, o mizerie pe acolo, era un fel de gutter, nu știu ce era, tăiau, fasonau, făceau cafe în mamă. În fine, și întreb, domne, faceți și mobil? Da, faceți și mobil acum, stai să vină șeful. Vine șeful, ne duce pe niște scări pline de excremente de porumbel. Deci, băi, pline, o mizerie pe acolo. Când au ajuns la birou, pe birou n-avea unde să pună telefonul cât era de încărcat, toate puse, uite așa, pe rugă. Și eu întrebam, domne, pentru o bucătărie de 4 metri pătrați, cam cât mai ar ajunge? Mamă, ăsta se enerva când îi spunea, când întrebam de preț, domne, dar trebuie să-mi spuneți ce vreți, spuneți în ce vreți. Eu trebuia să-i spun, o zi să-i spun tot, câte uși, câte sertare, corpul, tot, de trebuia să mă duc cu planul cumva, sau nu știu, ca să poată să-mi dea un preț. În fiecare și în fiecare sertar, ce vrem să punem, în sertarul ăsta punem linguri, în sertarul ăsta punem nu știu ce, în dulapul ăsta punem oale, ca să știe cum să... Și la urmă îmi dă un preț. Deci s-o enerva pe mine, o zic că îmi pierde timpul, în fine, am văzut că nu prea le avea toate. Am zis, domne, asta-i, lăsați că vă anunțăm noi, nicio problemă, veni. Am plecat de acolo tot fuga și ne-am dus până la urmă la băiatul ăsta care a fost cea mai bună alegere. Am avut încredere în el, i-am lăsat cheia, o lucrat, după ce noi am venit în Germania, bineînțeles, o terminat concediu, i-am trimis bani, o făcut, o rezolvat, când era aproape gata, avea copilul în octombrie, în Germania avea 2 săptămâni de vacanță și atunci am luat iarăși eu un concediu și ne-am dus și am făcut curățenie, ordine și am terminat de montat ce mai fost. De practic am finalizat apartamentul și curățenie și într-un apartament și în celălalt. Între timp am făcut și la Timișoara. Baia. Tot așa prin telefon vorbit, meseriașul care mi-a spus că vine peste 2 luni, îl sun după 2 luni și îmi spune că vine peste 1 lună, că n-are timp și în fine. Mai zic. Deci sisteme din astea, doar cu din astea am, doar sisteme din astea am întâmpinat. Așa că dacă vreți să renovați, vreți să amenajați interior ceva, înarmați-vă cu răbdare, să fiți sigur că cine vă spune că vine în data de, nu vine, vă minte, sau rar, dacă întâlniți un om care vă spune în data de vine, și vine și stă capul acolo și nu lucră în grabă, că practic la mine asta a fost, v-am spus, meseriașul ăsta era extraordinar, dar a făcut totul în grabă pentru că nu avea timp, asta era un ciubuc, practic, era niște bani în plus cu mine și asta e, în fine, nu mai zic nimic, până la urmă apartamentul a ieșit bine, îmi place, asta e important, toată lumea l-a lăudat, acum am o chiriașă, o doamnă foarte drăguță care am înțeles de la agenția imobiliară care are grijă și se ocupă. Și deocamdată atâta. Ce să vă mai spun? Până data viitoare, știți voi. Drumuri bune și fiți deștepți că de proști zace țara. V-am lăsat. Ciao!